Cartea Geneza, capitolul 50, citim întregul capitol de la versetul 1 până la versetul 26. Geneza, capitolul 50, începând cu versetul 1 până la versetul 26. Iosif s-a aruncat pe fața tatălui său, l-a plâns și l-a sărutat. A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze pe tatăl său. Și doctorii au îmbălsămat pe Israel. 40 de zile au trecut astfel și au fost întrebuințate cu îmbălsămarea lui. Și egiptenii l-au plâns 70 de zile. După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon și le-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneți vă rog lui Faraon ce vă spun eu. Tatăl meu m-a pus să jur zicând: iată, în curând eu am să mor, să mă îngropi în mormântul pe care mi l-am săpat în țara Canaan. Aș vrea dar să mă sui acolo ca să îngrop pe tatăl meu și după aceea mă voi întoarce. Faraon a răspuns: suie-te și îngroapă pe tatăl tău după jurământul pe care te-a pus să-l faci. Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toți slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toți bătrânii țării Egiptului. Toată casa lui Iosif, frații săi și casa tatălui său n-au lăsat în ținutul Gosen decât pruncii, oile și boii. Împreună cu Iosif mai erau care și călăreți, așa că alaiul era foarte mare. Când au ajuns la area lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere mare și jalnică și Iosif a ținut în cinstea tatălui său un bocet de 7 zile. Locuitorii țării, cananiții, au fost martori la bocetul acesta din area lui Atad și au zis: iată un mare bocet printre egipteni. De aceea s-a dat acestei arii numele Abel Mitzraim, jalea egiptenilor. Ea este dincolo de Iordan. Astfel au împlinit fiii lui Iosif Iacov poruncile tatălui lor. L-au dus în țara Canaan și l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela, pe care îl cumpărase Avram de la hetitul Efron, ca moșie de mormântare și care este față în față cu Mamre. Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu frații săi și cu toți cei ce se suiseră cu el, ca să îngroape pe tatăl său. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: o, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunteți oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să se împlinească ceea ce se vede azi, și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Iosif a locuit în Egipt, el și casa tatălui său, și a trăit 110 ani. Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea neam și pe fiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui. Iosif a zis fraților săi: eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani. L-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Domnul să ne vorbească prin cuvântul său. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, prin harul Domnului, după o călătorie de aproape 2 ani de zile, cred,
Am ajuns la ultimul capitol din cartea Geneza și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a vorbit și ne-a învățat din cartea aceasta. Și ultimul capitol din cartea Geneza, frați și surori, abordează cu mare precizie un subiect care ține de condiția ființei umane pe acest pământ, și anume faptul că ne întâlnim cu provocări, cu încercări, cu răul. Este această problemă a răului. Trebuie să recunoaștem că, dacă vreți, spinele care intră în ochiul oamenilor și îi înțeapă, lucrul acela care te roade în inimă mereu și mereu este problema răului, problema suferințelor, problema încercărilor. De ce Dumnezeu permite ca atât de mult rău să se întâmple în lume? De ce oameni nevinovați suferă atât de mult? De ce există nedreptăți așa de mari? De ce ajung sus oameni care nu merită și alții, poate, care ar merita, nu ajung acolo? Și această problemă a răului este o constantă a condiției umane și fiecare dintre noi ne confruntăm cu întrebări de genul acesta. Mai mult decât atât, problema devine și mai serioasă și mai apăsătoare atunci când răul nu este doar o chestiune exterioară pe care o contemplăm de la distanță, ci când răul ajunge în casa noastră, când răul ne atinge pe noi, pe cei dragi ai noștri, familia noastră apropiată, pe copiii noștri, soțul, soția, rude mai apropiate sau mai îndepărtate. Automat, în momentul acela, dintr-o dată, dintr-o problemă filozofică, metafizică sau teologică, cum vreți dumneavoastră să o luați, problema răului devine o problemă foarte personală și foarte apăsătoare. Și să știți că până și copiii lui Dumnezeu, dacă nu au reperele potrivite și dacă nu rămân cu mare atenție și precizie în cuvântul lui Dumnezeu, pot să fie ispitiți și pot să fie zdruncinați și amenințați în situația în care se confruntă cu răul. De aceea este absolut necesar să abordăm întotdeauna provocările, încercările și problema răului din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Sfintelor Scripturii. Ori iată că Geneza, capitolul 50, este un capitol potrivit pentru că ne vorbește despre momentul când Dumnezeu schimbă răul în bine și ne ajută să facem o incursiune în această problemă a răului, nu după părerea oamenilor sau a altor specialiști într-o știință umanistă sau alta, ci ne face să avem o incursiune în problema răului din perspectiva lui Dumnezeu. Ori eu vreau să vă spun, pentru mine asta contează cel mai mult. Pot să vină psihologi, pot să vină filozofi, pot să vină sociologi, pot să vină antropologi și oricine altcineva să-mi explice problema răului și a complicațiilor sociale și sigur, pot fi multe lucruri interesante pe care le poți învăța vis-a-vis de dinamica răului, dar nimic nu ne întărește și nu ne ajută să traversăm văile încercărilor mai bine decât o face cuvântul lui Dumnezeu și revelația pe care Dumnezeu a lăsat-o neamului omenesc. De aceea, haideți să ne uităm la această problematică și nu de la distanță, pentru că fie poate chiar acum traversăm o perioadă de încercări, fie dacă nu, să știți că la un moment dat răul este inevitabil. Trăind într-o lume afectată de păcat, nu se poate să nu ne intersectăm cu provocările acestei vieți. Și mi-aș dori foarte mult ca Biserica Adonai, ca noi toți cei prezenți aici, să fim oameni care să rămânem tari, stabili și să-L onorăm pe Dumnezeul nostru și pe Domnul Iisus Hristos, Salvatorul nostru, cu aceeași inimă. Și atunci când suntem binecuvântați și totul merge strună, și atunci când trecem prin încercări, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, să rămânem fideli și să se bucure Domnul de noi, cei pe care El a mântuit prin harul Său. Amin. Așadar, câteva repere importante pe care le descoperim în Geneza, capitolul 50. În primul rând, aș vrea să observăm că răul nu poate limita promisiunile lui Dumnezeu. Acest lucru este foarte important să-l reținem. Indiferent în ce formă sau în ce cantitate se manifestă răul, el niciodată nu jenează câtuși de puțin și nu limitează toate promisiunile pe care Dumnezeu ne le-a făcut și pe care le are pentru noi.
Și acest lucru îl vedem foarte frumos în exemplul atât al lui Iacov, cât și în exemplul lui Iosif. Dacă vă veți uita mai întâi la Iacov, de la capitolul 7, la versetul 12, are loc această secțiune în care ni se spune că Iacov a murit, dar vă amintiți că înainte să moară, el era în Egipt acum alături de Iosif și familia lui, i-a pus să jure și să promită că îi vor lua corpul său neînsuflețit și îl vor duce înapoi în Canaan și acolo îl vor înmormânta. Și uitați-vă în versetul 12 ce interesant este, spune: astfel au împlinit fiii lui Iacov poruncile tatălui lor, l-au dus în țara Canaan și l-au îngropat în peștera din ogorul Macpela pe care îl cumpărase Avram de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare și care este față în față cu Mamre. Cu alte cuvinte, Iacov, deși ajunge să experimenteze el însuși răul, iar din punct de vedere uman răul suprem este moartea, și ajunge să se confrunte cu acest vrăjmaș pe nume moartea, credința lui în promisiunile lui Dumnezeu nu se oprește acolo la hotarul morții, ci el spune: duceți-mi oasele înapoi în Canaan. De ce? Pentru că el știa că toate provocările și toată istoria aceasta tumultoasă prin care ei au trecut nu vor opri promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, Isaac și Iacov, că le va da țara Canaan. Și tot răul care s-a întâmplat nu limita și nu anula absolut deloc promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o. Da, Domnul va da Israelului țara Canaan și exact așa s-a întâmplat. Și uitați-vă ce interesant este, în versetul 24, Iosif îl copiază într-un fel pe tatăl său, pe Iacov, și vine cu aceeași cerință și le spune fraților săi: eu am să mor. Din nou confruntarea cu moartea, confruntarea cu această problemă cu care cu toții ne vom întâlni. Dar spune: eu am să mor, dar Dumnezeu, uitați-vă aici ce manifestare a credinței, vă va cerceta. O, Doamne, de-am avea și noi ochii ăștia ai credinței. Să fii în fața unei bariere, a unei încercări așa de mari și să spui: dar, există un dar. Dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți în țara aceasta, din țara aceasta, în țara pe care a jurat că o va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și apoi Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. Din nou, ce manifestare a credinței. Observați, tot răul nu blochează credința pe care o are Iacov și pe care o are Iosif. De ce? Pentru că răul nu anulează absolut deloc promisiunile lui Dumnezeu. Și foarte interesant, în Iosua capitolul 24, versetul 32, observăm că s-a întâmplat exact așa. Spune: oasele lui Iosif pe care le aduseseră copiii lui Israel din Egipt, s-au ținut de cuvânt, au fost îngropate la Sihem, în partea țarinii pe care o cumpărase Iacov de la fiul lui Hamor, tatăl lui Sihem. Așadar, ce aș vrea să înțelegem de aici? Să ne apropiem acum de aplicație la punctul acesta. Faptul că oamenii ghidați de Scripturi, de adevărurile lui Dumnezeu, se încred în promisiunile lui Dumnezeu în toate situațiile, în viață și în moarte. Așa cum spunea Apostolul Pavel în Roman, capitolul 14, de la versetul 7, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Iată filozofia de viață care ar trebui să ne caracterizeze. Că fiecare ne facem un proiect și un plan de viață pentru noi, pentru copiii noștri, pentru viitorul nostru. Și omul are această capacitate, spre deosebire de animale, să se proiecteze în viitor. Să se vadă pe sine peste câțiva ani, nu-i așa? Când eram copii, nu ne imaginam cum o să fie când suntem mari? Și acum nu ne imaginăm cum o să fie când ieșim la pensie? Și așa mai departe. Avem fiecare dintre noi această posibilitate să ne proiectăm în viitor. Ei bine, întotdeauna copilul lui Dumnezeu, când se proiectează în viitor, se vede cu această filozofie de viață. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Pentru că noi nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Și indiferent de lucrurile care se întâmplă în viața noastră, trebuie să știm că răul nu va afecta absolut deloc promisiunile pe care Dumnezeu le are pentru noi. De aceea noi trebuie să continuăm la fel ca Iacov, la fel ca Iosif,
care în fața celor mai mari încercări, și anume moartea, au rămas credincioși în promisiunile lui Dumnezeu. Și noi, când ne confruntăm cu încercări, trebuie să rămânem credincioși în promisiunile lui Dumnezeu. Deciziile pe care le luăm zi de zi, investițiile noastre și tot ceea ce facem trebuie să fie reflecții ale credinței vizibile într-un Dumnezeu invizibil. Orice facem în fiecare zi trebuie să fie niște dovezi, niște reflecții ale credinței noastre vizibile într-un Dumnezeu invizibil. De fapt, dacă discutăm despre problema răului, încercările pe care Dumnezeu le permite sunt pentru noi, frați și surori, oportunități de a ne exersa credința în Dumnezeu. Știți cum e? Imaginați-vă că cineva face școala de șoferi. Cred că mulți dintre noi am făcut-o. Și mergi la școala de șoferi totdeauna în dreapta cu instructorul și când vrei și tu să accelerezi mai tare, el zice nu. Când vrei să frânezi, el nu te lasă sau pune el frână când vrea el. Și totdeauna tu nu poți niciodată să... cu adevărat să exersezi tu. Ești acolo cu instructorul în dreapta ta. Ori, vedeți, niciodată nu poți să înveți cu adevărat să devii un șofer bun dacă nu te urci singur la volan și să-ți asumi până la urmă, cu bine, cu greu, să conduci mașina aceea. La fel pentru noi, frați și surori, să știți, încercările pe care Dumnezeu le permite în viața noastră sunt oportunități de a ne exersa credința, de a ne învăța să trăim ca niște oameni credincioși în Dumnezeu, oameni care se încred nu numai când văd, ci se încred mai ales atunci când nu văd lucrurile. Și cât de frumos este exemplul lui Iacov și al lui Iosif, cum ei se află acum în fața morții și ei cu ochii lor nu vor mai vedea niciodată Canaanul, cu ochii fizici. Și totuși, exact alea sunt momentele în care credința lor nu pălește, credința lor nu dispare, nu se vlăguiește, ci exact alea sunt momentele în care credința lor strălucește și mai tare. Nu e interesant? Că exact în momentul în care ar trebui să se apuce cu mâna de cap, să se plângă, vai de mine, Doamne, dar mai am un pic și mor și simt că mi se duce sufletul din mine, dar n-am văzut, Doamne, promisiunea Ta împlinindu-se, aoleu, oare toată viața am crezut o minciună, m-am păcălit, că am fost pocăit, că am fost creștin. Deci exact în momentul în care te-ai aștepta să vezi cum credința lor, precum se scurge curentul electric în pământ, se duce așa din viața lor în momentele acelea de încercare, atunci strălucește mai frumos credința. Și îl vezi pe Iosif spunând, când vă va cerceta Dumnezeu, așa să faceți. Dar de unde știi? Păi a spus El. Și dacă a spus El, eu cred ceea ce a spus. Frați și surori, noi nu trebuie să ignorăm suferința. Trebuie să o recunoaștem când ea există și nici nu trebuie să o dorim. Sunt unii care au înțelegere greșită și fac din suferință un fel de idol și au un sindrom al martirajului. Dumnezeu nu ne-a creat să suferim și nu trebuie să căutăm suferința în mod intenționat. Dimpotrivă, dacă vă uitați în text, ați văzut ce jale s-a organizat acolo. Au plâns atâtea zile până și egiptenii s-au mirat și au spus, Domnule, ce mare bocet, ce mare... Și aveau bocitori profesioniști, tocmai ca să arate că e mare durerea. Și așa este, suferința nu trebuie să fie ignorată. Și ar trebui să recunoaștem că trecem prin greutăți. Nu e nicio rușine să recunoaștem că ne este greu. Nu este nicio rușine să plângem. Nu este nicio rușine să bocim, să jelim. Da, asta este condiția umană, este o realitate și o vedem în text și nu găsim niciun indiciu în text că Dumnezeu s-ar supăra când cineva jelește și când cineva își plânge durerea pe care o are. Dar cu toate acestea, Dumnezeu ne cheamă să marcăm fiecare act al suferinței cu semnele credinței. Ori de câte ori trecem prin suferință, odată cu suferința, Dumnezeu ne dă și o oportunitate de a ne demonstra credința. Mi-am imaginat suferințele ca pe niște foi trimise de Dumnezeu din cer, foi pe care îți poți semna de fiecare dată declarația de credință. De fiecare dată când vine o încercare sau o suferință în viața ta, imaginează-ți o foaie care plutește așa prin aer în casa ta, într-o parte și în alta, și la un moment dat se așează pe masă și tu vii acolo și semnezi încă o dată și spui, eu cred în Hristos.
Și mai trec câteva zile, o lună, două, și vezi altă foaie care zboară prin casă și iară se așează pe masa ta. Și spui, și pe foaia asta voi scrie, eu cred în Hristos și în promisiunile Lui. Și fiecare suferință și încercare pe care Dumnezeu o îngăduie în noi, ele în sine nu sunt o pricină de bucurie, ele în sine. Poate plângem, dar printre lacrimi, printre șiroaiele de lacrimi, putem să semnăm și să scriem, eu continui să cred în Hristos. Și cred că Dumnezeu își va împlini fiecare promisiune pe care El a făcut-o. Pentru că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Domnului nu va trece. Slăvit să fie numele Domnului! Acesta este primul lucru foarte important. Răul nu poate limita promisiunile lui Dumnezeu. În al doilea rând, când Dumnezeu schimbă răul în bine, răul nu poate limita înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că dacă uneori când vin peste noi suferințele, ne întrebăm oare Dumnezeu își mai ține legământul și promisiunile față de mine, o altă chestiune este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și să știți că răul nici de cum nu limitează înțelepciunea lui Dumnezeu. Și cât de interesant mi se pare că după ce l-au îngropat pe tatăl lor Iacov, frații lui și cel mai probabil au mințit, că dacă n-ar fi mințit aveam indicii în direcția aceasta, pentru că îi încărca, deci conștiința i-a păsa, le era teamă, s-a dus tata, acum Iosif ne ia și ne aranjează, se răzbună pe noi. Și au venit și au spus, uite, tatăl tău, înainte să moară, a zis să ierți pe prăpădiții ăștia, iartă-i pentru ce au făcut. Bineînțeles că Iosif n-avea de gând să se răzbune, că i-a iertat de mult. Dar ei au apelat și la lucrul acesta. Și îmi place foarte mult răspunsul pe care Iosif îl dă în versetul 19. Vă rog să fiți foarte atenți la acest răspuns. Și în versetul 19 Iosif le-a zis, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? În această întrebare pe care el o pune și de fapt recunoscând că nu este în locul lui Dumnezeu, sunt o serie de implicații foarte importante. Pe de o parte, demonstrează aici Iosif că se încrede în înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu care permite răul. Altfel spus, el spune așa, dacă Dumnezeu a permis să mi se întâmple asta, dacă Dumnezeu a permis răul acesta, și El este înțelept și El știe cel mai bine ce face și le face toate foarte bune. Sunt eu în locul lui Dumnezeu să mă consider mai înțelept decât Dumnezeu? Observați? Nu este interesant că aici la finalul cărții Geneza vedem reversul începutului din Geneza? Vă amintiți care a fost marea provocare la începutul cărții Geneza, în Geneza capitolul 3? Când Adam și Eva se aflau în grădină? Și a venit șarpele și care a fost tentația? Care a fost marea promisiune pe care șarpele cel vechi i-a făcut-o lui Adam și Evei? Mâncați, căci dacă veți mânca din fructul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Și asta este ispita satanică înrădăcinată în ADN-ul ființei umane căzute în păcat. Oricine este în vechiul Adam, oricine este în natura veche, are această ispită în el de a vrea să fie ca Dumnezeu. Și de multe ori avem impresia că ispita aceasta edenică de a fi ca Dumnezeu presupune să-ți dorești să ai puteri nelimitate, să fii un fel de Superman, un fel de atot știutor, omniprezent, să poți ridica toate greutățile, să poți face magii, să poți să faci ce-ți dorești tu, să înmulțești un leu, un miliard de dolari, sau știu eu ce altceva închipuie cineva că înseamnă să fii în locul lui Dumnezeu. Dar să știți că ispita edenică de fapt a fi în locul lui Dumnezeu era o chestiune de înțelepciune. Pentru că dacă vă amintiți acolo, spunea și veți cunoaște binele și răul. Adică veți fi și voi la fel de înțelepți ca Dumnezeu, la fel de deștepți ca Dumnezeu. Veți putea și voi să discerneți destinele universului și ale istoriei la fel de bine ca Dumnezeu. Așa începe cartea Geneza, cu niște oameni care deraiază de pe cale, încercând să fie ca Dumnezeu de înțelepți. Și ce frumos se termină cartea Geneza. În capitolul 50 vine Iosif și spune, auziți? Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Sunt eu mai înțelept ca Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a permis așa, cine sunt eu să spun altfel? Și vedeți cât de frumos ceea ce este strâmb la începutul cărții Geneza
se repară și se îndreaptă la finalul cărții Geneza. Și cum Dumnezeu construiește toată narațiunea cărții Geneza, arătând cum omul se așează din nou la locul lui, într-o relație adecvată cu Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne Dumnezeu, iar omul rămâne om. Și asta ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi. Să nu uităm niciodată acest adevăr. Indiferent de răul care se întâmplă în lume, sau indiferent de răul care vine în casa noastră, Dumnezeu rămâne Dumnezeu, iar noi rămânem oameni. Și noi nu suntem mai înțelepți decât Dumnezeu, niciodată, deși ispita adamică este la nivel de sămânță în fiecare dintre noi, să ne considerăm mai înțelepți decât Dumnezeu. Și să spunem, dacă eu eram în locul lui Dumnezeu, eu n-aș fi procedat așa. Dacă eu eram în locul lui Dumnezeu, făceam cu totul altfel. De aceea, problema răului, să ținem minte ori de câte ori trecem printr-o încercare, reactivează ispita edenică de a fi în locul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când trecem printr-o încercare, ceva din noi se aude strigătul acela al lui Adam și trebuie mai degrabă să se audă strigătul lui Iosif decât strigătul lui Adam. Habacuc, în capitolul 2, versetul 20, ne spune atât de clar din partea lui Dumnezeu: Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Și imaginați-vă universul întreg ca pe templul lui Dumnezeu. Fiecare stea, fiecare galaxie, fiecare pasăre, fiecare crin, fiecare anotimp, fiecare fir de iarbă verde, fiecare râu, fiecare piatră, tot ce se mișcă în lumea aceasta sunt creația lui Dumnezeu și întregul univers este templul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu domnește în templul său și Habacuc spune, tot pământul să tacă înaintea lui Dumnezeu. Și nimeni să nu comenteze deciziile lui Dumnezeu. Știți că cineva care a experimentat răul pe propria piele mai mult decât mulți dintre noi a fost Iov, nu-i așa? Deja numele Iov a devenit un sinonim al răului, al problemei răului, al suferinței. Și a avut și el multe întrebări și a vorbit mult. Și să știți că și Iov a fost ispitit de ispita adamică, de a pune sub semnul întrebării înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar Iov, în capitolul 40, versetul 4, parcă ascultând de ce spune Habacuc, și ce spune Iov? Iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Asta trebuie să fie atitudinea. Când trecem prin încercări și când ne confruntăm cu problema răului, cu cât pricepem mai bine acest adevăr, cu atât mai bine pentru toată lumea. Trebuie să înțelegem că există un singur Dumnezeu în univers, în templul lui, și acela nu suntem noi. Este El. Și tot ceea ce putem noi să facem este să ne punem mâna la gură. Pentru că atunci când trecem prin suferință, putem păcătui foarte mult cu gura noastră, așa cum a făcut soția lui Iov. De aceea Domnul să ne ajute să înțelegem că răul nu limitează în vreun fel promisiunile divine, dar răul nu poate limita nici înțelepciunea lui Dumnezeu. El știe întotdeauna ce face. Și ultimul lucru pe care îl mai învățăm, când Dumnezeu schimbă răul în bine, să înțelegem că răul nu poate limita puterea lui Dumnezeu. Nu limitează promisiunile sale și noi trebuie să continuăm să semnăm pe fiecare foaie a încercărilor declarația de credință. Nu limitează înțelepciunea lui Dumnezeu și când trecem prin încercări nu trebuie decât să tăcem și să ne încredem în faptul că Dumnezeu e Dumnezeu, iar noi suntem oameni, să nu facem ce au făcut Adam și Eva, dar să știm că răul nu poate limita puterea lui Dumnezeu. Și aici este foarte interesant când spune Iosif, voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine.
O, Dumnezeu nu numai că permite răul în înțelepciunea Lui. Și o face. El permite răul în înțelepciunea Lui. Dar promisiunea măreață pe care o avem este că Dumnezeu transformă răul în bine. Și iarăși este interesant, ar trebui să citim acest capitol 50 în oglindă cu începutul cărții Geneza. Vă amintiți când Dumnezeu a creat succesiv toate elementele Universului? Ce spunea după fiecare act al creației? S-a uitat, a văzut și iată că au fost bune. A fost o seară și o dimineață și au fost bune. Și în a șasea seară spune, au fost foarte bune. Și vedem că această carte a Geneza începe cu o creație a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o califică drept bună. Și acum, în capitolul 50, la finalul cărții Geneza, vine Iosif și spune, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Iar în original este același termen care apare la începutul cărții Geneza. Cu alte cuvinte, învățătura pe care vrea să ne transmită Moise, cel care a scris cartea Geneza, este că Dumnezeul care poate crea din nimic ceva bun sau bine, cu atât mai mult poate repara ceva ce s-a stricat și să-l facă bun. Dacă Dumnezeul care a creat totul din nimic le-a făcut foarte bune, nu poate lua Dumnezeu cioburi și din cioburi să facă ceva foarte bun, sigur că da. Dumnezeu are puterea de a repara creația aceasta. Dumnezeu are puterea de a repara viețile noastre. El care numește lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi cu siguranță din dărâmături, din cioburi, din sfărâmături, când ni se face viața zdrele, Dumnezeu poate să o ia, să o pună la loc, să facă făpturi noi, să facă închinători noi, să ne dea o inimă nouă de carne, să-și construiască o biserică nouă și să-și ducă o mireasă în ceruri care să petreacă eternitatea cu Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și avem o ilustrație foarte frumoasă în Ezechiel, la capitolul 37, de la versetul 3 la 6, când poporul Israel, popor pe care Dumnezeu l-a născut și l-a creat, ajunsese să fie în robie, ajunsese să se îndepărteze de Dumnezeu și Dumnezeu îi dă o viziune lui Ezechiel și îl vede pe poporul Israel ca pe un cimitir. Ca pe o vale a oaselor uscate. Și vă amintiți care este întrebarea pe care o pune acolo? Îi spune Domnul lui Ezechiel, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Și întrebarea este, dacă Dumnezeu a creat din nimic oase, nu va putea să ia de la alt nivel oasele și să le dea viață? Păi sigur că da. Și ce am răspuns? Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a spus, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată voi face să intre în voi un duh și veți învia, vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Și așa s-a întâmplat, Dumnezeu a putut din niște oase uscate să le aducă la viață. Și ascultă-mă acum în încheiere, vreau să spun lucrul acesta. Indiferent cât de mult s-a uscat viața ta, indiferent dacă a ajuns poate uneori să avem colțuri care seamănă cu un cimitir, indiferent cât de multe provocări sunt la nivel global sau în țara noastră sau în orașul nostru, indiferent cât de multe falimente sunt și câte relații rupte, Dumnezeul nostru, care a făcut toate bune prin creație, poate repara și să le facă pe toate bune și are puterea de a schimba răul în bine. Nu la întâmplare, întreaga creație suspină și așteaptă răscumpărarea, așteaptă cerurile noi și un pământ nou când Dumnezeu le va face pe toate din nou bune. De aceea, ceea ce aș vrea să înțelegi astăzi din partea Domnului este să nu lași niciodată răul să aibă ultimul cuvânt în viața ta, pentru că nu-l are și nu există limită, nu există situație prea grea. Nu există groapă din care Dumnezeu să nu ne scoată. Dumnezeu ne poate elibera de orice păcat. Dumnezeu poate vindeca orice rană. Dumnezeu poate reconcilia în orice conflict. Dumnezeu poate mântui orice păcătos, oricât de notoriu ar fi. Și toate pentru un singur motiv, ca să știți că eu sunt Domnul, zice Domnul. De aceea te chem ca de fiecare dată când treci prin suferință, să-ți amintești de aceste adevăruri. Nu lăsa niciodată ca încercările și suferințele să fie ca niște
sugative care absorb din tine nădejdea, ci mai degrabă privește-le ca pe niște foi pe care poți să semnezi încă o dată declarația de credință și să spui, da, eu cred și voi continua să cred până în ultima clipă, pentru că răul nu limitează promisiunile lui Dumnezeu. De asemenea, când vei fi ispitit și voi fi ispitit, să pun sub semnul întrebării deciziile lui Dumnezeu. Amintește-ți că asta este o ispită edenică de a ne pune în locul lui Dumnezeu. Și mai degrabă trebuie să spunem, cine sunt eu să fiu în locul lui Dumnezeu? Doamne, nu pot decât să tac și să recunosc că ești înțelept și bun și nu-i voi da satisfacție satanei să pun la îndoială caracterul tău, Doamne. Ci mai degrabă voi afirma caracterul tău, așa cum îl spune Scriptura. Și de asemenea, oricât de grea ar fi încercarea, și chiar dacă omenește, nu mai pare nicio șansă să se schimbe ceva, amintește-ți că Dumnezeu are puterea de a transforma răul în bine. Cel care a creat are puterea să repare. Cel care a creat are puterea să schimbe lucrurile. Iată, acestea sunt câteva adevăruri extrem de importante din Cartea Geneza, pe care dacă le punem la inimă și la minte, vom trece cu bine prin lumea asta și prin provocările lumii. Nu dați credit mai degrabă la ceea ce spun oamenii despre problema răului. Haideți să dăm credit la ce spune Scriptura și Domnul să ne ține pe toți stabil pe cale până la final. Amin.